Buenos dias, mai. Este ora 6 dimineața. Aici, așa, în Costa Rica, ultima dimineață aici. Urmează să ne suim la Cipeta, care e foarte frumos acolo. Ne așteaptă. Vom conduce 2 ore până în San Jose. Ne vom sui în avion și vom pleca către Chile. Bă, la care a zis de ce ți-e frică, nu scap, știa el ce știa. Deci mie cea mai mare frică despre Chile, o să vorbim și despre asta, dar cea mai mare frică a mea față de această țară sunt cutremurile. Chile a înregistrat cel mai mare cutremur din istoria omenirii și cutremurile sunt non-stop. Acum, în secunda asta, când noi așteptăm să ne îmbarcăm, m-a sunat mama și a zis, ai ajuns? Zic, nu, abia acum plec. A fost cutremur de 6-3 în secunda asta. Asta e un vlog clasic din A în B, în care ne vedeți pe noi plecând din Costa Rica până în Santiago de Chile. O călătorie care va dura aproape 24 de ore, ora 6 aici, și noi estimăm că vom ajunge undeva pe la ora 4 dimineața în Santiago. Avionul aterizează la ora 3, dar probabil cu întârziere și până ajunge la cazare va fi ora 4. Deci călătorie foarte, foarte lungă, plecăm spre sfârșitul lumii, spre cea mai lungă țară de pe pământ, Chile. O țară despre care nu știm mare lucru, țară în care nu am fost niciodată, nici măcar pe aproape de acea țară nu am fost niciodată. Trebuie să băgăm benzină, să predăm mașina și să povestim mai multe chestii interesante. Din A în B. Înainte să începem, nu uitați să vă abonați, că ne ajută foarte, foarte mult. Iubita? Ultima cafeluță de Costa Rica. Foarte bună cafea de aici și e prima dată când mergem la aeroport cu atâtea ore. Da. Zborul e la 2, dar noi plecăm la 6 dimineața, dar v-am zis, trebuie să și conducem 2 ore de aici. Cu riscul de a rămâne în trafic în San Jose, ceea ce ar putea să însemne 3 ore, predat mașina, etc. Nu vrei să riști, pentru că zborurile în acest continent nu sunt ca în Europa. Noi suntem foarte privilegiați în Europa cu prețul zborurilor, că zburăm noi cu 10-20 dolari. Aici nu e cazul, noi zburăm cu Copa Airlines și din Costa Rica până în Chile ne-a costat pe amândoi undeva la 800 de euro, deci nu vrei să pierzi bărul ăsta. Mai zic cum a dormit asta mică. Ai dormit bine, Andru? Da? Mă bucur. Le spuneam acum și pe Instagram urmăritorilor că încerca să evitați zborurile astea care ajung noaptea. Deși ele sunt mai ieftine pentru că aerolinile au niște beneficii dacă zbor noaptea, cumva în aeroport te taxează mai puțin. Pe tine te costă mai mulți bani dacă stai să analizezi pe bune, pentru că atunci când ajungi noaptea nu ai metrou, nu ai autobuz, nu ai acces la transportul în comun de obicei, ești la mâna taximetriștilor. Mai mult de atât, taxiurile sunt mai scumpe noaptea decât ziua și, de exemplu, noi ajungem la ora 4 dimineața, mâine, dar noi începem să plătim cazarea de astăzi, pentru că știți și voi cum e la modă acum, check-in-ul e la 4 după masa, check-out-ul e la 10 dimineața, nu vrei să ajungi la 4 dimineața într-un oraș pe care nu-l cunoști în America Latina și să stai pe străzi până la ora check-in-ului la 3. Așa că plătești o zi în plus de cazare în timp ce tu stai boschet prin aeroport. Deci dacă adun după aia toate chestiile astea, s-ar putea să-ți fie mai scump zborul ăsta nocturn decât unul în timpul zilei. Noi nu prea am avut de ales, dar sfat de călătorie. Rămân aici în apartament două cărți, una română, una spaniolă. În San Jose, că e 5 dimineața, că e nu contează. Traficul, same shit. Asta e un lucru mișto când ai mașină închiriată, că știi sigur că nu rămâi cu bani cash din țara din care pleci, că nu mai ai nevoie de ei, bagi tot benzină. Mai aveam 14 euro în cash, benzină. După aceea mergem acolo, iar benzină. Și așteptăm să ne dea ăștia aia 300 de euro garanție și gata. Am emoții tot timpul. Facem 2 ore până acolo, până lăsăm mașina, până se uită la ea, până ne duc ei la aeroport, bucățica aia de nebunești. Să vedem. Gracias. Buen dia. Una vida. Pura. Da, am mai făcut o oprire acum la 10 km de aeroport, benzinăria aici în spate, și am mai băgat încă 15.000 de colones. N-a consumat mult deloc mașina asta, bine, nici n-am făcut mulți kilometri, am făcut multe ore, nu mulți kilometri, dar n-a consumat deloc mult. Deci 15.000 și 8.000 ce am băgat azi dimineața. E bine. Cât e 15.400? Îți zic acum. 15.400? Da. Nu cred că am ajuns la 100 de euro în benzină. De când suntem aici, în atâtea zile, bine, câteva zile asta parcată degeaba, 15.400, 26 de euro, deci am băgat 40 de euro astăzi ca să fie ready to go.
partea frumoasă e că... Partea frumoasă e că aeroportul tocmai l-a lăsat în dreapta mea. Am stat în trafic de-a nebunit, mai stăm și acum un pic. Mergem, lăsăm mașina, că ăștia n-au locul unde înapoiez mașina în aeroport. Au lângă aeroport. Deci am dat aeroportul acolo, mă duc, las mașina și după aceea stăm în trafic acolo, venim cu ei. Cu furgoneta aia lor, cu minibusul ăla lor, să ne ducă la aeroport. Piesă. Ia uite unde, până unde-i codul. Piesă. Ați văzut vreodată așa ceva? 5 minute, 630 de metri. Yes, focus! Ora 9 fix și aici ne luăm la revedere de la Gipeta. Le-am calculat bine? La 9, nu e 9 fix, e 9 fără 10. Am ajuns la oamenii ăștia, la Payless. Dăm cheile, așteptăm să ne luăm banii înapoi, să vedem dacă deblochează banii pe loc sau durează o gârlă de zile. Sper să nu dureze o gârlă de zile. Și trebuie să facem traseul înapoi, kilometrul ăsta al morții către aeroport și de acolo revenim. Ai. Ți-a plăcut cu Gipeta, iubire? Mi-a plăcut foarte mult Gipeta. Și mie. Ne-a întrebat foarte multă lume și eu chiar o recomand, mai ales pentru drumeții, pentru drumul din astea așa. Grele, da, a fost forță chiar. E super mișto. Nu cred că există drum unde să nu te poți băga cu chestia asta. Nu a consumat extrem de mult. Spațioasă. Nu știu noi să-i punem scaunele cum trebuie, că suntem proști, dar ai spațiu, ai tot ce vrei. Link la valize aici. Hai să ajungem la aeroport și poate ne bucurăm și noi de la lounge-ul un pic. Incredibil, dragi tovarăși, ora 9 și 10. Și gata, am trecut și de controle și de imigrări. Nici mie, da. Super chill totul. Super chill totul. Deci, eu sunt foarte precaut în mod normal, dar de obicei lucrurile se strică pe parcurs și e bine să fii foarte precaut. În unele ocazii, precum acum, rare ori trebuie să menționez, nu merge totul sfoară și ajungi mult prea repede la aeroport. Alocat rășia magnet. Da, pentru că am vrut să-mi iau un haco și sub $5 n-am găsit niciun. Și speră ea, săracă, că o să găsească în aeroport. Aici avem aici un slot. Iubire, până la urmă vlogul pe care l-am filmat ieri, vino încoace. Nu l-am publicat. Câți slot ai văzut? 3. Și o găsit ea singură. Eu singură. Am fost odată, cred că, Boy Scouts. Girl Scouts. Da, și din aia. Sunt surprins, avem covor, arată bine aeroportul, zburăm cu Copa Airlines, ceea ce înseamnă că avem escală în Panama, dar norocul nostru, fiind un zbor atât de lung, adică o să stăm până mâine la ora 4 dimineața, e că putem intra la lounge și o să mâncăm și să bem cafea, că trebuie să ne pregătim de așa drum și vă explic imediat cum intrăm la lounge și cum puteți intra și voi. Nu-i reclamă, dar e o chestie ce a apărut recent și poate vă e utilă. Ready. Un review frumos către pistă, lounge-ul. Îmi place că sunt avioane și sunt mulți în spate, e diferit. Și acum la editare îmi dau seama că nu am aprins la valiera și am vorbit 4 minute absolut degeaba, dar nu contează, vă fac acum un super rezumat cu ce era mai important și așa am spus multe baliverni acolo. Cum am ajuns noi să stăm la business lounge, ce căutăm noi acolo? Ei bine, cei care ne urmăriți de multă vreme știți că mereu am vrut cumva să ori să luăm priority pass, ori ceva care să ne dea acces. Revolut a scos un nou abonament, un nou plan numit Ultra, care costă pe an vreo 510 euro, 550 de euro pe an, e mult, este foarte mult, am stat foarte mult să ne gândim la chestia asta dacă să o facem sau nu și până la urmă am făcut două abonamente, repet, costul este pe an și nu doar că putem intra la cam toate lounge-urile, eu pe aici undeva prin video vă arăt cât de penală e poza cu lounge-urile din România, din toată lista aia de 1300 de lounge-uri, cred că cea mai penală și cel mai urât e ăla din Cluj-Napoca și mă mira cumva cum Și din Timișoara. Cum într-o țară în care ne place atât de mult opulența și atât de multă lume se lăfăie, are niște business lounge-uri atât de... Pe bune, e rușinos când intri în aplicația acolo și vezi toate lounge-urile și pe alea vezi pe aia din România. Dar în fine,
avem acces la o grămadă de lounge-uri și vedeți că noi dacă intrăm aici, de exemplu cum am stat acum, am intrat, am băut două cafele fiecare, am mâncat de două ori fiecare, am băut o apă, bla bla bla, stai 5 ore în aeroport, cum ni se întâmplă nouă de foarte multe ori, cumva lași aia 40 de euro, 44 de euro pe lună cât te costă abonamentul, îi lași în aeroport. Mai mult de atât, avem asigurare pe deasupra de cea pe care o avem. Noi avem asigurarea de călătorie, avem, putem să anulăm bilete de avion, bilete de cazări și toate cele până în 5.000 de euro fără să dăm nicio explicație. Avem acces la birouri de-astea de WeWork, dacă vrem să mergem să lucrăm la coworking space, să-mi iau un birou de 3 ori pe lună, să lucrez, să am internet mai bun, la fel e inclus. Și mai mult de atât, ne dau 1% cashback la toate cheltuielile în afara Europei. Noi călătorim mare parte din timpul în afara Europei, cumva o să scădem din prețul ăla lunar. Adică dacă cheltuim 1000 de euro fiecare pe cazări sau whatever, cumva primim 10 euro înapoi fiecare, știi? Și erau mai multe avantaje, am făcut noi un calcul și am zis, bă, hai să încercăm, sperăm să merite. Nu e niciun fel de reclamă chestia asta. Puteți să vă faceți și voi, dacă călătoriți foarte mult, cred că e util, strict pentru partea cu lounge-uri, pe lângă celelalte chestii. Uitați-vă și voi pe net, că sunt o grămadă de review-uri, Revolut Ultra. A ajuns cardul în 2 zile în Chile, ceea ce e incredibil, nu știu cum au reușit să facă chestia asta. Nu e nicio reclamă, dacă vreți să vă faceți card Revolut și nu aveți, vă lăsăm în descriere și link-ul meu și link-ul Ralucăi. Ăsta e o din aia de invite și voi, dacă vă descărcați aplicația, vă faceți contul, vă cereți cardul, băgați niște bănuți pe el și faceți 3 cheltuieli de, nu știu, de 15 lei, ții 3 cafele în fiecare zi, primești 30 de euro, practic, adică e cea mai ușoară formă să faci 30 de euro și voi primiți și noi primim, dar mi se pare că e limitat la 10 oameni maxim, deci dacă nu ai intenție să folosești pe bune Revolut, v-aș ruga să nu vă faci, adică să nu stricați link-ul degeaba, să lăsați pentru oamenii care chiar sunt interesați, pentru că dacă îți faci contul, îți ajunge cardul acasă, dar nu îți pui datele, nu știu, CNP-ul, nu primești cardul și nu pui niște bani pe el și să-l folosești pe bune, să plătești cu el la un magazin, nu o să-ți dea nimic și nu. Deci lăsați doar pentru oamenii interesați. Ăsta Revolut, ăsta Ultra e cam așa, 44 de euro pe lună. Dacă călătoriți, mai ales în afara României, unde sunt lounge-uri cu adevărat, eu zic că e no-brainer, adică să dai 44 de euro pe lună dacă faci 3 tripuri, nu știu, sau ajungi prin Dubai, prin Doha, prin locurile alea unde au lounge-uri super fancy, frate, ai mâncare, ai internet rapid, ai dușuri, în unele ai paturi. Noi trăim în aeroport, adică stăm atât de mult în aeroport că pentru noi va fi rentabil. Pentru marea majoritate nu, dar pentru noi cred că va fi rentabil, are o grămadă de alte beneficii, asta vă povesteam. Aia, uitați-vă, domnul ăla la varieră, fuck it, link-urile sunt în descriere dacă le vreți. Acum ce să fac, că noi ca de obicei plecăm către o țară fără să știm ce o să facem. Așa că acum o să mă pun să iau bilete de avion prin Chile, să iau cazări prin Chile, pentru că noi avem o săptămână în Santiago și după n-avem nimic, nici un zbor luat, nici o cazare luată, nici nimic. Și o să încep să fac research-ul și le facem acum. Și cardurile le-am cerut în Chile. Și că ajung în doar 2 zile. Sper să ajungă la apartamentul care stăm, după ne mutăm. Vedem. Gata, ne-am făcut damblaua, mergem să ne îmbarcăm. Între timp au schimbat tot aici, de la breakfast la masă. Am mâncat de 2 ori. Nu uite-l pe ăsta cu țambalul în aeroport mâncat așa. Asta e nouă, asta n-am mai văzut-o. Asta n-am mai văzut-o deloc. Uite, aerolinia cu cea mai bună punctualitate din toată America Latină. O, arată bine rău avioanele astea. Ești de da. Asta fiind de la mic, cu zborul scurt. Foarte bine arată, foarte bine. Se vede frumos. Sunt mai premium așa decât alte aerolinii. Sorry. Gata, așezați, comfy. Pentru un zbor din asta. Foarte bine arată. Deci abia aștept să-l văd pe celălalt, pe la mare. O oră jumate, 2 ore, ne vedem din Panama. Punctual, plecăm, toate bune. Băi, deci una din cele mai mișto aerolinii, vorbesc serios. Hai că uite, frumos aici ne scrie la ce poartă ajungem noi, la ce poartă e următorul nostru zbor de conexiune, aparte de zborurile, servicii extraordinare, deci
foarte impresionat sunt cu Copa Airlines și abia aștept să văd avionul celălalt. Fac oamenii și o pomană, o gustare, frumos. Deci nu punctual, ci înainte, cu vreo 20 de minute, am aterizat aici în aeroportul din Panama. Bă, miroase foarte fain aici în aeroport, asta e primul lucru pe care trebuie să-l spun. Și doi, am văzut din avion, bine, Raluca a văzut mai mult, se vede foarte mișto, frate, Panama, poate ar trebui să venim. Da. Ar trebui să venim să vizităm țara. E practic hub-ul, sau cum zic, da, cel mai mare hub de transport al Americii. Ce? Hai, trebuie să căutăm portul. Cel mai mare hub de transport al Americii, pe o parte mulțumită acestei companii, Copa Airlines, și pe de altă parte, bineînțeles, canalul de Panama. Deci totul trece pe aici, tot. Trebuie să primim cardurile ale Revolut, am văzut un avion de la DHL, la Revolut. Dacă mergem înăuntru și batem la ușă la avion, sigur sunt acolo cardurile. Totul trece prin această țară și e cumva eclipsată de vecina Costa Rica, cel puțin din punct de vedere turistic. Aici e mai mult de economie, de una alta, știți și voi, Los Papeles de Panama și toate alea. Dacă ai niște bani mulți și nu știi unde să-i ascunzi, vii și îi lași aici, în Panama. Rămâne pe listă, peisajele de sus se vedeau super, super mișto. Acum avem de supraviețuit 2 ore aici, iar apoi către Santiago de Chile cât? 6? 6 jumătate, cu speranța că acel cutremur nu a afectat și Santiago, că încă nu știm mare lucru. Dar probabil ne-ar fi spus, nu? Sau nu știu. Raluca vrea să facă și combinație, să cumpere un magnet de aici cu vreun tocan, ceva, să se mintă ea pe ea că și l-a luat din Costa Rica. Eu tot vreau să-i pun poște la încercare. Noi aveam locurile 33 și în al doilea zbor și mă așa, după să-mi dai niște locuri mai în față, acolo e un ghișeu. Și ce crezi, iubita? Avem locurile 8. Și frate, super forță oamenii ăștia, da. Super forță, nu mi-au niciun bani. Deci, acum s-a oprit, n-am apucat să filmez. În zborul către Miami au prea mulți oameni și oferă $600 omului care lasă locul lui, adică refuz la locul tău și zbor mâine, îți dau $600. Cazare la un hotel de 5 stele, mâncare și transport în Panama City să vizitez Panama City. Toate astea, ești nebun? Doamne, dă să se întâmple și zborul nostru, că eu sunt primul pe care... Și eu la fel, eu le dau, îi spun 5 zile dați-mi, doamnă, dacă se poate, la 5 stele, 5! Am luat țiapă, nu este Dreamliner, dar e 737 Max, care e bine și ăla. Tot nu e de la micuț să troncăne tot, că vremea nu ține cu noi aici în Panama. Ne-a cam zbuciumat și la aterizare, dar ne-am obișnuit deja cu chestia asta pe aici, pe lângă Pacific. Între timp, prea puțin se vorbește că plecăm din Haco la 33 de grade și umiditate și în Santiago de Chile, în momentul de față, sunt 7 grade. Ajungem și undeva la 3 dimineața? Bă, o să fie interesant să vedem cum naiba ajungem noi la cazarea noastră, că nu o să avem net, foarte probabil. Autobuze cred că nu merg la ora asta, va trebui să luăm un taxiu. Cazarea e plătită de azi dimineață, practic, deși noi ajungem teoretic mâine. Și dacă cumva putem să chemăm un Uber sau ceva, vedem. Dacă n-avem net. Va fi interesant, dar o să fie frig. O să fie frig rău când aterizăm. Băi, nu pot să cred, plecăm în Chile, frate! Visam așa și mă gândeam să merg în Chile acum 2-3 ani, dar era atât de departe și cu pandemia și toate astea, că au fost un pic mai drastici aici. Și acum, în sfârșit, opa! În sfârșit se întâmplă, mi s-a împiedicat valiza. Cileanca mea! Hai să spui acel fund sex european pe scaunul care duce către cea mai lungă țară din lume, către sfârșitul lumii. Ce-ar fi mers un business class? Era doar $300 de om, evident, $600. Cu ea mănânc o lună. Iar de aici, cea mai punctuală aerolinie are... Mă doar întârziere la boarding, deci... Talent! Bă, e mare rău, frate! Ne-a făcut aburitantea aia, foarte amabilă. Pe site costa 50 de euro, ne-a dat moca. Asta, și întinde hainele aici. Avem ecranul frumos. Pam, pam. Restul nu aici? Cum astea? Ia stai să văd. Restul nu au ecran, bossul, numai astea, ești nebun? Da. Deci suntem țipură. 6 ore și jumătate până în Santiago de Chile. Let's go. Hai să te culcăm. Da, bafta să te culci cu ăsta. Mamă. Chin pentru ea? Am dat fatala să mor. E copilul în față, în dreapta, bebeluș, îi scot ăștia patul pe aici, nu știu ce fac.
al treilea om de pe acest scaun, o doamnă cu un bebeluș în brațe. Am luat... s-a închilos, l-a dezbrăcat. Superb. Am tras losul câștigător. Eu n-am văzut în viața mea aerolinie care să aibă ecrane din astea de câte doar 8. Primele 8 rânduri și business, mă gândesc, și după aia din spate să nu mai aibă. Nu am văzut niciodată. Băi, deci nu cred, voi o vedeți pe Facebook, uitați-vă la fata asta, s-a așezat și a cerut voie la niște bărbați acolo, s-a așezat și a făcut poză la business. A stat toată lumea după ea până și a făcut poză, i-a făcut poză chiar domnul care stătea pe scaunul de business și după aceea s-a ridicat și a plecat la locul ei. Îți dai seama, și-a pus-o pe Instagram poză, deci mi se pare super realist, frate, cât de penal a fost. Mamă, ce frig e de aici, simt. Vai, vai, vai. O să-mi ia că e frig. Ceau, mamă. Nu o să-mi dau cu părerea despre calitatea acestui zbor nocturn. Mai bine mă abțin. Dar ce știu clar e că cei de la Will to Fly, datorită ultimei decizii, vor avea un client fidel pe mine. Atât vă spun, nimic mai mult. În fine, bine ați venit după 6 ore lungi ca naiba în Santiago de Chile, la 10 grade, este ora 4 dimineața. Hai să facem immigration, să vedem cum naiba ajungem la cazare. E frig rău. Băi, nu e așa frig pe cum? Eu simt din aeroport, mi-e clățenit din singură de aici. Când am ieșit afară... Hai, dormim și cred că suntem puțin obosiți. Da, păi se putea, puteam să dormim, n-am vrut noi, nu... Hai, lău, viață, viață. Când suntem în Sud-America. Da, am făcut America de Nord, America Centrală, acum Sud-America, le luăm pe rând. Mi-e fric de nu mai pot de aici. Hai, leu, viața mea. Du-te singur. Deci nu știți cât e de mare aeroportul ăsta, cred că mergem de 10-15 minute și nimic. Nada. Dar în parcare sunt un milion de mașini. Deci să se obișnuiască audiența și cu bluza ta și cu bluza mea, că o să ne vadă mult cu ele, că nu mă poate să le avem. Asta a fost. Ia uite ce QR code din covoraș. Ia uitați aici, 90 de zile. 8 septembrie 2023. Bine, am venit în Chile. Ci că merge Uber-ul, ceea ce mă bucură. Dragilor, Uber-ul merge aici, costă cam 17, între 17 și 20 de euro, nu-mi dau seama încă, doar veți ieși aici și sunt doar taxiurile, trebuie să mergeți la etajul 2, deși pe Uber nu vă apare, o să trebuie să luați taxi Uber-ul de la etajul 2, țineți minte chestia asta, s-ar putea să aveți probleme, dar Wi-Fi-ul merge. Numai să văd pe unde ies eu pe aici. Da, țineți cont de chestia asta că e important. Se simtiu algo? Ai visto că a avut terremot anoche o ayer? Sí, pero... Nada, nu? No se siente mucho cuando anda muy fuerte. Pues si vi 6,2, eso en España es... Eso se deja de trabajar. Ne-am descurcat foarte bine, în 15 minute am fost afară din aeroport. Facem 18 minute până la cazare. Foarte bine ne-am mișcat. Ne-am mișcat bine repede. Și acum suntem pe o străduță din Santiago Centro. Eu am luat cazare în centru, dar am uitat că în America Latina e cam invers astea cu centru. E podos, știi? Aici nu prea vrei să fii în centru. Sigur doarme omul care lucrează aici. Doarme pe el 100%. Ah, ce fain. Deci ăsta e un de ăsta de apartamente. A fost super ieftin că Costa Rica ne-a dat cu terenul în cap și a trebuit să luăm chestii mai ieftine. Nu prea îmi convine că stă la parter. Da, aia e. Zic pe cameră. Primul lucru, ia uite, sunt încazați drept în piscină și Raluca era, nu, la piscină, că o să fie gălăgie. Dar Raluca, dragostea mea, ce-a uitat e că aici e iarnă și piscina deschide abia în decembrie. Să vedeți ce plopumioară avem. Vă arăt noua noastră cazare unde vom petrece 6 zile începând de azi, deși am plătit 7. Iar apoi ne vom întoarce la aeroport unde vom lua un zbor către Atacama, către cea mai uscată zonă de pe pământ, către cel mai arid deșert de pe pământ și acolo vor veni povești mega interesante, dar până atunci Santiago de Chile. Cazarea noastră se prezintă foarte, așa, foarte cochetă,
Salon, dormitor, bucătărie. Room tour finalizat, dragi prieteni. Aici coborâm asta așa. O să ne rugăm de ei să ne lase să folosim noi piscina dacă nu vor ei. Uitați-vă, cam asta e clima în Santiago, ca să vă dați seama, da? Dar și aici sus. E exact ceea ce voiam. Pentru că am transpirat destul în Costa Rica. Iubire, întoarce-te și tu cu fața la cu oameni, le dai bucile la oameni. Încerc să pun asta. Este ora 4 și un pic, suntem bine. Nu mai ne e somn, acum vrem cafea, dar trebuie să ne chinuim să dormim puțin. O să ne vedem poi mâine cu un nou vlog, pentru că mâine nu o să filmăm absolut nimic. De fapt, răspui mâine, pentru că mâine nu o să filmăm absolut nimic. Vrem să ne aclimatăm, cred că se spune, să mergem să ne mai cumpărăm eventual un tricou, ceva, niște ciorap de lână, un liber, să vedem ce avem de făcut pe aici și ce povești vă putem transmite vouă. Însă până atunci nu uitați să vă abonați, să vă uitați la toată seria Costa Rica, dacă vreți, să vă uitați la toată seria Mexic, care a fost foarte interesant. Mexicul, sau poate să vedeți Siria, dacă n-ați văzut. Aveți o grămadă de vloguri la noi pe canal pe care vă recomand să le urmăriți. Dacă vreți să faceți cont la Revolut și să aveți acces la lounge-uri, nu e sponsorizare, aveți link în descriere, dar facem și noi un bănuț. Dacă vreți cele mai șmechere valize, aveți și acolo link în descriere. Dacă vreți sigurare de călătorie, aveți link în descriere. Totul e în descriere. Vă iubim. Noapte bună. Cum ai zis că zic ăștia? Nu zic mai ăștia, zic paie sau cum e? Nu știu. Da. Bine ați venit în Santiago de Chile. Am întrebat de cutremur și eu au zis că... Nu s-a simțit. A zis 6-2, când ai treabă nu simți așa ceva. Exact asta mi-a zis. Voi simțiți că sunteți turici și n-aveți ce face.